Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Acum live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Abia asta e fița. Asta e treaba. Ia să vedem. Eu gătesc de 20 de ani, dar spre rușinea mea încă n-am făcut niciodată osobuco. N-ai făcut osobuco? Pentru că face minunat tata. Da. Și acum m-am hotărât să încerc și eu, că am zis, dacă tot am făcut ciorbă, la care am folosit o felie de osobuco. Nu știm de ce. La ciorba de văcuță. Da, să-i dea un... Una dintre cele mai gustoase mâncăruri, tocănițe de vită pe care poți să le faci. Osobuco foarte bun și nu complicat, doar răbdare să ai. Originară din Lombardia, da. Italia. Bun, deci osobuco, așa cum spune Vlad, e o tocană până la urmă, la care folosim acea felie de vită ce are în mijloc un os, rasol. Cu măduvă, rasol cu os, cum ar veni. Mai gros, așa. Dar este botezat și la noi, peste tot, în orice supermarket se poate găsi, osobuco. Uh-huh. Asta că la noi, în general, se folosește pentru ciorbă. Da, acum... Adică iau gospodinele să pună ca să dea mai mult gust. Sigur, se ține la ciorbele. Cuptor. Se ține la cuptor ore întregi, la temperatură joasă. Dar dacă o să luați vită bătrână, pensionată, o să fie greu de mâncat. Deci n-aș recomanda vițel pentru osobuco, dar poate mânzat așa. Deci o carne mai spre roșu, dar nu bătrână. Și ideal e să mergeți să-l cumpărați ori de la măcelărie, ori de la supermarket, dar să cere să fie tăiat, pentru că alea care sunt tăiate și expuse la noi în caserole sunt foarte subțiri. Da. Sunt cam de maximum 2 cm. La osobuco e bine să aibă 4-5 cm grosime și, în general, carnea de vită e bine să fie groasă. Șmecheria e că felia se lasă așa și se pune în farfurie, în principiu așa, și înăuntru osului rămâne măduva. Exact. Și asta este combinația. E carnea de vită cu sosul aferent, garnitura care e nu știu ce și o linguriță, două de măduvioară. Și mi-e o foame de nu te văd. În linii mari se ia bucata asta de vită foarte groasă, se sărează și se piperează bine, după care se dă prin făină și se scutură apoi surplusul ăla de făină de pe felia de carne. Se pune niște unt la topit în ulei de măsline în tigaie și o perpelim 2 minute pe fiecare parte felia asta de carne ca să o închidem, cum se spune. După aia o dăm la o parte, gătim tot într-o oală mare de 3-4 litri. Acum depinde și câte felii de-astea de carne faceți, că poți să faci una singură sau poți să faci 5. Da, în funcție. Aici aș adăuga, mă rog, există o variație, se rumenesc înainte să pui carne de vită, se pot rumeni niște feliuțe de panceta pentru aromă. Da, eu știam varianta, adică tata le pune după. Da, se pot rumeni înainte și în uleiul ăla rumenești. Și așa poți să faci în loc de unt cu ulei de măsline, sau la aia poți să adaugi o lingură de untură. Poți să înlocuiești uleiul cu untură. Și atunci se mai s-a faci untură și unt. Bun. El scoate carnea așa după ce a perpelit-o și acolo pune țelină apio. E foarte important, în general, în tocană. Noi nu prea folosim în bucătăria românească. Apio sunt rămâne țelina ramuri. Da, se găsește, a început să găsească peste tot. E peste tot acum. Da. La noi, în bucătăria tradițională, se folosește numai rădăcina. Așa. Nu știu ce se întâmplă cu ramurile. Ramurile acum încep să le... Vin. Bat în geam ramurile. Da. Bravo. În toate tocănurile din vest se folosesc pentru că sunt foarte aromate. Deci, asta e o chestie italienească, amestecul ăsta în Italia se numește sofrito. Da. Și conține rămurele, mă rog, bucățele de apio. ramuri de țelină, apio, cum se spune, uh-huh. Morcov tăiat cu bulețe și ceapă. Da. Astea le toci mărunt și le călești acolo. El pune panceta pe care tu zici că o poți pune la început, el o pune cu bulețele de panceta după ce a călit un pic legumele. Adaugi, pui înapoi bucățile de carne de vită. Roșii de la conservă întotdeauna sunt cele mai gustoase ale italienești. Fie că le intrești și le toci tu, fie gata tocate. Supă de vită. Aici cantitatea depinde iar în funcție de ce cantitate de carne vrei să gătești. Foi de dafin, recomandarea rozmarin. Recomandarea mea este să pui ingredientele astea, adică conserva de roșii, fondul de vită, să le dai un clocot mic și de-abia după aceea să pui carnea de vită. Să le dai un pic de clocot înainte. Hai să pui ulterior carne. Da. Ok. Toate se întâmplă la foc mic. Așa e. Acoperi. Da. Și niște vin. Ai zis de vin? Și vin, bravo. Vin alb. Roșu.
Viros. Bine, aia cu vinul... Da, merge un rozé în cazul ăsta. Da. La tocană de vită care fierbe mult timp, vin roșu. Da. Cel mai bine e Marsala, ca să fie autentic italienesc, dar poți să pui până la urmă... Marsala este un vin licoros prea aromat pentru osobuco. Așa zici? Da. Ăla îl folosești un pic atunci când faci, de exemplu, pui cu gorgonzola sau pui cu ciuperci, dacă vrei. Marsala alb. E și alb și roșu. Mă rog, nu știu, Marsala. Marsala e un vin nicoros. Eu am un vin Marsala roșu acasă, care e foarte vag licoros, adică nu... Greu. Da, în fine. Și lași acolo tocana, ca pe orice tocană, vreo 4 ore. La foc mic, la foc poate chiar mic, mai mult. Mic, așa mitic, e, la cuptor. La cuptor sau pe aragaz, dacă ai un vas mai de font așa și cu capac, bun. Un truc pe care l-am învățat de la Adi Hădean, când dai la cuptor vasul cu tocana, pui deasupra o hârtie de copt, o mototolești așa și o pui, chiar dacă o să pui capacul, pui hârtia de copt direct înăuntru, peste fiertura respectivă. Uh-huh. Pentru că izolează mai bine și păstrează mai bine sucul. Aromele. Da. Și merge foarte bine. Și faci lângă un risotto milanez, despre care vom vorbi în altă ediție a Teleenciclopediei, sau un piure de cartofi, sau cartofi copți, egal. Sau legume la cum. Merge cu o grămadă de garnituri tradiționale cu risotto milaneze, adică risotto cu șofran, dar eu vă recomand la osobuco să faceți, adăugați ceea ce se cheamă gremolata. Am auzit gremolata de este, de fapt, un condiment foarte simplu de făcut. E... Gândiți-vă la o salată condiment. Se face un castronel mic, cât un pumn. Uh-huh. Se taie pătrunjel, se toacă pătrunjel mărunt, jumătate de o cană, să zicem. Da. La asta se pun 2-3 căței de usturoi zdrobiți, da? Tăiați și foarte, foarte mărunt. Coaja de la o lămâie, spălați bine lămâia înainte cu apă caldă și să pungi după aia, clătiți-o, dacă de obicei lămâile sau citricele astea au o ceară pe ele de la supermarket. Amestecat bine și mai puneți un file de anșoa. Asta este tot. Și se amestecă bine de tot. Este sărat acrișor și dă strălucire preparatului. Și asta se pune cu o linguriță deasupra cărnii. Da, da, da. Asta e, este bună treaba cu așa. Gremolata. Poți să adaugi un strop de ulei sau un strop de suc de lămâie. Nu trebuie să fie foarte lichid. Adică trebuie să fie ca un tabule, cam asta este ideea. Da, da, da. Și încercați cu gremolata, că o să vă placă foarte mult. Și la final, tradiționalul... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.